Biroul Permanent al Parlamentului a decis să convoace legislativul în ședința de învestire a Guvernului joi 12 februarie. Președintele Parlamentului, Andrian Candu, a comunicat că decizia a fost luată după ce premierul desemnat, Iurie Leancă, a venit cu demersul să fie amânată ședința pentru a definitiva programul de guvernare. La solicitarea domnului Leancă, prim-ministrului desemnat, Biroul Permanent a luat decizia ca ședința în care se va examina investirea Guvernului să aibă loc joi, data de 12 februarie, atunci când va fi și convocată prima ședință al sesiunii din acest an, sesiunea primăvară-vară. Este demersul primului ministru, se mai lucrează la programul de guvernare și la lista membrilor echipei dumnealui, are tot dreptul să solicite. Termenul este legal, termenul prevăzut de lege sunt cele 15 zile care expiră anume ziua de joi. Iată de ce Biroul Permanent, având această motivație, a luat această decizie. Deși a fost amânată ziua de convocare a ședinței de marți pe joi, premierul desemnat se încadrează în termenul de 15 zile pe care îl are pentru pregătirea programului de guvernare și anunțarea componenței cabinetului de miniștri. Decretul prezidențial de desemnare a candidatului la funcția de premier a fost semnat pe data de 28 ianuarie. Premierul desemnat, Iurie Leancă, are până acum susținerea două partide, Partidul Liberal Democrat și Partidul Democrat, care împreună dețin 42 de mandate. Poziția de până acum a comuniștilor este că nu vor susține un guvern condus de Iurie Leancă, ci doar de o persoană apolitică.